Stăm de vorbă cu domnul profesor Tudor Maxim, revoluționar din Botoșan, și la 28 de ani de la Revoluție v-am pune întrebarea. Din nou să rostește, să strigă lozinca, jos comunismul. Cum, la 28 de ani? Păi, și v-aș propune să mergem prin acest centru vechi să ne povestiți pe drum. În acele momente, cum spunea, s-a strigat, jos cineva, comunismul. Pe bună dreptate, eram în primul rând obsedați de înlăturarea dictatorului și a întregului sistem creat de el în jurul său. Apoi, pe măsură ce evenimentele au evoluat și am văzut predispoziția întregului sistem de a se salva vărsând sângele a tuturor români, problema s-a radicalizat pe moment. Cum s-a spus imediat după Revoluție, de Crăciun ne-am luat rația de libertate. Într-adevăr, câteva ore, câteva zile poate, revoluționarii, să spunem, au avut o oarecare dominare a situației. Aparatul comunist s-a mobilizat, obsesia lor, ca și cea a sultanului sovietic care dorea înlăturarea pașalei de la București pentru a o pune în concordanță cu noua lui politică din acțiunea Charm, Glasnost, Perestroica, era ca odată cu dictatorul Tălâm să nu cadă și sistemul cu tot aparatul de partid, cu tot aparatul mai ales acel represiv pe care îl vedem că se manifestă din plin acum. Și acum? Și acum. Aparat represiv, vorbim la 28 de ani de la Revoluție. Oh, 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 oh. Poate că înainte mai avea, cel puțin după perioada 65 80, o doză de reținere, pentru că acestea erau noile dispoziții. Teroarea trebuia să fie de acum implicită, nu explicită, difuză, întrucât fuseseră cei 15 ani îngrozitori, poate 20 de ani, obsedantul deceniu plus ce a mai urmat după în preajma retragerii sovietice din 58 și după, așa încât coloana vertebrală într-o anumită măsură era ruptă. Inteligenția era de asemenea mai mult decât decimată. Și atunci eram atât de bucuroși că am scăpat de dictatorul căruia îi ling izmenele acum mulți pentru a se legitima. Da, spun că a fost o victimă, spun că a fost un martir. Da, nu își pun niciodată problema, nu văd înainte ochilor niciodată o femeie, o româncă cu un copil de câteva luni în burtă, uciși și unul și altul, dar își pun problema la doi ghișgarei care n-au muncit în viața lor, doi analfabeți pe care în împrejurările i-au adus în fruntea unei țări exact pe criteriile de selecție ale NKVD-ului. Și probabil... Da, Ceaușescu e NKVD-ist, dar el era poza uneori în... în no, a fost la un punct încolo, eu îl pot bănui mai curând de patriotism pe Gheorghiu Dej, într-o anumită măsură, întrucât după 50 și 8, după ce s-a văzut cu retrase trupele sovietice și mai ales după 60-62, s-a văzut o îmbunătățire a situației economice din momentul în care a refuzat să mai extragă resursele țării pentru a le prezenta stăpânilor. Și e adevărat că a fost o plată foarte dură pentru el? Absolut. Absolut. Ceaușescu după mine a fost sluga... Nu, e vorba de Gheorghiu Dej acum. Da. Pentru mine Ceaușescu, dacă ar fi să judec între cei doi, mai bun român s-a dovedit a fi Dej, întrucât cu mâinile libere a dovedit ceea ce putea și ceea ce dorea să se întâmple cu starea poporului său.
convins comunist cum era, pentru că nu-l bănui de oportunism. Pentru că el era un muncitor cu convingeri de stânga, poate onest în felul lui. La început național țărănesc. Iubea actrițele. E o chestie. Nu ne interesează ce e în așternutul unora sau altora, ne interesează ce se întâmplă cu activitatea lor. La fel, dacă n-ar fi avut vreo influență, să spunem, o Elena Lupescu în viața politică a României în perioada lui Carol, probabil că nici n-ar fi avut vreo relevanță relația asta a lui. Și atunci de ce se spune jos comunismul și acum, în anul de grație 2017? Pentru că, să spunem, cum zice un autor al polonez, care a scris o carte despre regimul, Burakovski îl cheamă, despre regimul Ceaușescu, a picat sistemul, dar n-a picat elita. Elita în sensul, mă rog, a deținătorilor de puteri, că, virgulă, calitate de elită, bineînțeles că nu are. Iar puterea, în ce mod se exercită? În mod comunist acum? Nu. Și atunci de ce să spune jos comunismul în continuare? Și o exercită fosta elită comunistă și aparatul represiv comunist în folos propriu. Dar îi spun așa, mai bine nu știu cum decât securiști. La fel ne-au prostit și în 89 când ne arătau, uitați, teroriștii, securiștii al lui Ceaușescu cum trag în noi. Pentru ca, deci? ca să ne călărească și mai bine după aceea aparatul de represiune securist. Securiștii n-au nicio problemă în a injura. Îți arată, poți să-l se și toarnă între ei la o adică, pentru ca să ai mai mult încredere în tovarășul cadru, să culeagă el foloasele. Ce credeți că va fi viitorul până, hai să spunem, până la aniversarea 30? 2 ani mai avem până atunci. Dacă România își va reveni, va rămâne întreagă. Dacă nu, la 30 de ani, probabil că vom vorbi despre un altfel de România. Mulțumim frumos! Doamne ajută!